Bună seara, prieteni, bine v-am regăsit la Sportul Gurjean. Vorbim despre fotbal în această seară, iar alături de mine este antrenorul gurjean Dragoș Militaru, fost la Unirea Deș, pentru că Dragoș și-a terminat aventura acolo, după, spun eu, prestații excepționale ale formației care a ajuns în Liga 2, a fost apoi în play-off-ul de promovare pentru Liga 1, iar mai multe despre performanțele acestea și despre viitorul său, bineînțeles, ne spune Dragoș în această seară. Bună seara, Dragoș, bine ai revenit! Bună seara și bine v-am regăsit! Așadar, ai hotărât după ani frumoși la Deș să încerci și altceva, da? Plecat după discuții cu conducerea clubului, a fost o despărțire amiabilă, bineînțeles, în condiții foarte bune, asta ai anunțat și tu, asta au anunțat și reprezentanții ardelenilor. Acum spune-ne, Dragoș, ca să începem așa cu perioada asta frumoasă și plină de performanțe pentru bugetul, pentru așteptările din acea zonă, cum te simți după anii petrecuți la Deș și cum simți tu că ai evoluat ca antrenor și ca persoană, bineînțeles? Pot să zic că mă simt foarte bine și împlinit că cam toate gândurile pe care le-am avut atunci când am ajuns acolo și toate visele pe care le-am avut, mi le-am îndeplinit sau le-am văzut mi-am văzut visul cu ochii până la urmă. Poate doar putea să mai fie doar o promovare în Liga 1 și atunci cred că era poate mai mult decât mi-am imaginat vreodată. Atunci chiar era o minune, scuze-mă că spun. Da, eu le consider pe toate care au fost până acum tot ceva de genul, pentru că îmi doream să se ajungă unde s-a ajuns în finalul acestui an competițional, dar nu mă gândeam că o să ajungă atât de repede, adică în doar 3 ani jumate să ajungi până aproape de Liga 1. Și cred că au fost multe, multe experiențe foarte bune pentru mine ca om, alături de jucători. Cred că cu toții am devenit niște oameni implicați în fotbal cu mai multă experiență și cu câteva momente pe care le luăm cu noi mai departe, din care am învățat și de care, sincer, sunt foarte mândru că am avut parte. Pentru că cred că multă lume și-ar fi dorit să aibă parte de momentele frumoase alături de un grup de jucători cu care ai stat 3 ani jumate, adică aproape o familie cu care ai împărtășit foarte multe lucruri. Ai putea să nominalizezi cele mai frumoase momente de la Deș? Știu că au fost o grămadă. Mă gândesc și la golul acela din prelungiri care v-a adus calificarea în Liga 2, nu știu, accederea în play-off, după aceea victoriile mari pe care le-ați avut. Te gândești la așa ceva în momentul ăsta? Au fost foarte multe, foarte multe momente. Nici nu știu la care să mă opresc. Cred că fiecare victorie până la urmă, nu numai, bine, au culminat cu promovarea în Liga 2 din ultima secundă, cu accederea în play-off, da, bineînțeles, dar fiecare victorie ne-a dus mai aproape spre ceea ce noi ne doream și pentru care munceam în fiecare zi. E o încununare a muncii dintr-o săptămână sau un ciclu de o lună de zile de pregătire, erau victoriile de la finalul săptămânii. Chiar și meciurile în care doar acumulam puncte, nu reușeam neapărat să câștigăm meciul, dar eram acolo, mai adăugam un punct în clasament și eram tot mai aproape de ceea ce ne doream. Bineînțeles, și înfrângerile au avut rolul lor la un moment dat ca să putem să vedem ce n-am făcut foarte bine, să putem îmbunătăți, dar sezonul ăsta, din fericire, cel puțin până la play-off, au fost foarte, foarte puține. Au fost doar 3. Și restul au fost meciuri în care am acumulat puncte în tot sezonul. A fost un play-off dificil pentru voi, într-adevăr, drept dovadă și blocul din clasament. Ce s-a întâmplat acolo? S-au speriat puțin băieții de performanța imensă pe care puteau să o realizeze? Au fost echipele prea puternice? A fost pentru prima oară când Dejul intra în play-off și experiența, nu știu, a fost oarecum copleșitoare? Nu, a fost doar începutul de play-off. A fost un pic mai greu, dar a fost... Eu mă așteptam la un moment dat, mai ales la primul meci. Am spus-o de mai multe ori, cel puțin la primul meci, pentru că primul meci din play-off, meciul cu Steaua, a venit la cât foarte puțin timp după ce noi am jucat la Slatina. Adică noi am jucat duminică la Slatina, am ajuns seara la noaptea la Dej,
bineînțeles că s-a sărbătorit peste tot. Nu știam, nu era încă programul făcut de play-off, nu știam când jucăm primul meci din play-off. Eu am zis să facem cumva să venim luni la antrenament, deși toată lumea merita și își doreau două zile măcar de a se liniști și a realiza ceea ce s-a întâmplat, dar am zis că hai să ne vedem luni seară, pentru că eu cred că se poate întâmpla să jucăm joi. Și luni am venit la stadion, am făcut o refacere, bineînțeles nu prea le-a convenit atât de, nu le-a picat chiar atât de bine, că n-au zis că trebuie să venim. Echipa era încă în sărbătoare. Da, trebuie să venim luni seară la antrenament, dar luni după ce am făcut antrenamentul de refacere, ne-au anunțat luni seară că o să jucăm joi la București. Eu le-am zis de pe autocar că o să jucăm, eu cred că o să jucăm joi la București cu Steaua. Bine, așa m-am gândit, era scenariul cel mai rău pesimist pentru noi. Da. Și îți dai seama, marți dimineață, fără antrenament, fără nimic, doar făcusem o refacere luni seară, marți dimineață la ora 8 ne-am pus pe autocar, am ajuns la București, am dormit, miercuri am făcut un antrenament de dezmorțire după orele de autocar și joi am jucat direct cu Steaua. Adică fără absolut nimic, noi ne-am dus direct la meci, că nu am avut cum, alte posibilități. Și n-a fost neapărat un meci rău, pentru că a fost 1-0 la pauză, am luat golul 42 din un autogol, nu cred că fusese o repriză dezechilibrată. Ce a fost mai rău, că am luat golul de 2-0 minutul 1 din repriza a doua. Mi s-a părut acolo... că, da, ați avut în play-off ăsta reale probleme de a n-a marcat, Da, dar asta a fost, deci asta a fost istoricul primului meci. Apoi, bineînțeles, meciul 2 de acasă cu Dinamo, văzând probabil, creându-se euforia din timpul săptămânii, pentru că biletele s-au dat într-o zi, într-o singură zi s-au dat cu o săptămână înainte de meci, stadionul pentru prima oară. Și să spunem că obiectivul echipei a fost evitarea retrogradării, da. Să le reamintim oamenilor. Da. Da, păi nu avea cum să fie altul decât ăsta. Chiar nu era... Și tu ai susținut asta etapă după etapă, cu toate că strângeați victorii. Da. Păi trebuia să le îndeplinim ținând cont de toate circumstanțele din cadrul clubului. Era toată lumea conștientă că dacă se rămâne încă un sezon în Liga 2, este o performanță foarte importantă raportată la toți ceilalți factori, lot, buget, etc., toate cele. Bun, și astea au fost primele două meciuri din play-off, după care, trecând un pic și euforia și faptul că noi ne-am dorit foarte mult să ajungem cumva în play-off, noi ca și grup, ca vestiar, și ajungând acolo, a trebuit ca imediat, în câteva zile, să ne reconcentrăm pentru un obiectiv și mai înalt, adică ajungând acolo aveai șansa ta de a promova. Și iar mental nu a fost chiar atât de ușor, pentru că băieții au suferit foarte mult chiar și pentru acest play-off, nu ne-a fost ușor, pentru că toate echipele care erau acolo și au rămas în afara play-off-ului aveau loturi bune și își doreau foarte mult să ajungă și acolo să promoveze, ținând cont că toată lumea știa de Steaua că nu are drept de promovare și automat, ajungând în play-off, ai o șansă foarte mare de a promova direct sau șanse și mai mari de a juca cel puțin un joc de baraj. Și toate echipele care au investit foarte mult și în pauza de an au adus jucători străini, jucători de la Liga 1, și-au dorit foarte mult să ajungă aici. Vorbesc și de Slobozia, de Brașov, de Cixereda, care au rămas în afara play-off-ului. Chiajna sunt echipe care au investit foarte mult și și-au dorit să ajungă acolo. Noi am fost care am fost de la început, ăștia ne-am dus până la final, pentru că nu aveam posibilități. Dar după primele două meciuri din play-off, eu zic că am arătat nu bine, ci extraordinar de bine până la final. Drept dovadă, în meciuri cu Iașu, care a promovat, n-a putut să ne dea niciun gol, nici acasă, nici în deplasare. Buzău nu ne-a dat gol, nici acasă, nici în deplasare. Steaua acasă ne-a egalat în minutul 90 și... Cu Dinamo am luat un punct foarte important la București, când toată lumea ne vedea victimă. Dinamo care, sigur, iată, Dinamo care a promovat. Faci o mini surpriză, așa numele lui Dinamo o recomanda să fie în prima ligă, dar este totuși surprinzătoare această promovare, mai ales că vine în contextul în care la Dinamo se vorbea mai degrabă de desființare decât de promovare, dar în fine, revenind la Unirea Dej, m-am uitat și eu pe site-ul clubului, pe anumite rețele de socializare și am văzut că suporterii au fost destul de nemulțumiți, bineînțeles nu pe tine, pentru că ai realizat aceste performanțe peste buget și așa mai departe,
bineînțeles, în colaborare cu anumiti jucători, cu conducerea și așa mai departe, nu poate fi doar meritul unui singur om, dar erau foarte supărați pe conducere pentru că te-au lăsat să pleci sau poate nu ți-au oferit mai mult din punctul ăsta de vedere. Ce părere ai despre oful lor și, ca să mergem în completarea acestei afirmații, cum te-ai înțeles cu conducerea, cu oamenii de la Dej în acest timp și cât de greu sau ușor a fost să lucrezi acolo la unirea o echipă, să repetăm, cu poate cel mai mic buget din Liga Secundă, da? Printre cele mai mici. Printre cele mai mici. Cel mai mic, dar în ultimile 3-4 echipe a fost cu siguranță. Pentru că au mai fost echipe care nu au dispus de bugete mari. Să încep cu a doua întrebare pe care mi-ai pus-o. Eu zic că m-am înțeles foarte bine cu toată lumea de acolo, pentru că dacă nu mă înțelegeam, nu cred că puteam să stau 3 ani jumate și puteam să mai rămân în continuare, pentru că na, poate și-au dorit să rămânem și eu am fost deschis tot timpul la a discuta și am discutat în permanență despre eventualitatea unei prelungiri de contract. Dar nu am ajuns la un comun acord pentru că eu am văzut lucrurile altfel, nu m-am supărat pentru că nu se pot face anumite chestii pe care eu mi le-am dorit pe mai departe. Am înțeles situația că pentru moment atât se poate acolo și am mers pe direcții diferite pentru că așa cred că era mai bine, să rămânem cu amintirea frumoasă din ultima... din toți acești 3 ani jumate, pentru că au fost foarte multe evenimente peste care am trecut împreună sau și clubul a fost foarte în continuă creștere din punct de vedere al performanțelor. Da, da, da. Și am zis că e cel mai bine să rămânem cu amintirea asta frumoasă, pentru că mai departe cel puțin din punctul meu de vedere, cred că și ei sunt conștienți, necesitau un efort un pic mai mare, nu știu dacă și financiar, bineînțeles, dar era una necesita un pic mai mult. Mai multă implicare, da? Un pic mai mult pentru a, nu știu, pentru a continua ideea pe care eu o aveam. Pentru că eram conștient și cum ați și văzut de fapt că o parte din jucătorii care au jucat foarte bine o să plece, au avut oferte. Și doar Angelo Ciocan a semnat de voluntari, am văzut pe Cocean la voluntari și Alex Pop la Galați. Deci sunt deja doi dintre jucătorii care au avut realizări foarte bune, am zis la Liga 1 și aici e din nou un lucru foarte bun, cel puțin pentru mine sau și pentru club, că jucătorii au ajuns la Liga 1. N-au putut să ajungă cu echipa, au ajuns ei individual. Și mai sunt discuții și pentru alții, mai sunt jucători care au fost împrumutați și se întorc la echipele de unde au venit și probabil o să rămână în loturile de Liga 1, jucătorii under vorbesc, sub vârstă, și automat știam aceste lucruri, am expus. Știau poziția mea, nu a fost chestie niciodată despre bani, pentru că despre bani referitor la prelungirea contractului meu. A fost chestia despre alte lucruri pe care ei le știau, dar poate din păcate la acest moment nu se pot realiza. Și am zis că e mai bine să mergem fiecare pe drumul lui, cel puțin pentru moment, să nu ajungem după aia să, nu știu, să avem altfel, să avem altfel de discuții și așa e cel mai bine. Și am rămas într-o relație foarte bună cu toată lumea. Ar fi și culmea să rămâi altfel după atâția ani în care am muncit împreună acolo. Da. Și referitor a fost la... în creștere, a reușit performanțe, a promovat. Da, da, s-au produs jucători pentru o ligă superioară, că pentru cea mai înaltă ligă din România. Am fost aproape și noi acolo, pentru că și la play-off. Noi am avut barajul în mâna noastră până la ultima etapă. Poate am avut și un pic de ghinion pe final. Vorbesc de meciul cu Steaua când am fost egalați în minutul 90 și meciul cu Iași la 0-0 când am avut și penalti și gol anulat, gol valabil al nostru și a fost anulat. Probabil vorbeam de un eventual baraj. Te-a frustrat la un moment dat arbitrajul și această poziție poate a Dejului, care este totuși un club mic. Te-ai simțit, nu să zic, v-ați simțit singuri împotriva tuturor la un moment dat? Bine, la un moment dat au fost o perioadă la finalul... Pentru că erorile au fost evidente, adică da, au fost în defavoarea voastră. Au fost destul de multe și devenise la un moment dat, pentru că noi după 10-11 etape eram acolo locul 1-2. Exact. Și efectiv parcă la un moment dat, nu știu, veneau așa meciul unul după altul în care aveam niște greșeli. Asta zic, că erau și în meciuri consecutive. Da, meciuri consecutive veneau niște greșeli la care nu mă așteptam. Tot timpul am zis că greșelile poate să fie omenești.
rămân la aceeași părere că greșelile sunt omenești, dar omenești, dar există o frustrare care se acumulează firesc. Da, eu și în cadrul lotului la un moment dat, pentru că băieții munceau, alergau, ca și de fapt toți jucătorii, dar toate echipele muncesc, se zbat, aleargă și vezi niște lucruri care sunt evidente, dar nu știu, se închideau ochii pur și simplu și automat, mai ales fiind acolo în față, tu îți doreai să rămâi locul 1-2 pentru că mai erau câteva meciuri, dar vedeai că cumva pierzi niște meciuri sau nu reușești să câștigi, că n-am pierdut, dar nu reușeam să câștigăm niște meciuri așa, care efectiv poate ți erau în mână, dar se întâmpla ceva. Bine, chiar și așa, poate așa a fost să fie, așa a fost frumos. Am fost singura echipă care am fost în primele șase tot sezonul, singura din Liga a doua. Asta înseamnă că am da, ați dat dovadă de constanță. Constanță pe tot parcursul sezonului. Indiferent de problemele care au fost. Asta e din nou un plus pentru, pentru mentalitatea grupului care a fost acolo. Că nu am cedat. Că poate erau alții care cedau. Și găseau după aia tot felul de scuze. N-am vrut să găsim scuze niciodată. Asta a fost. Nu se mai putea schimba nimic oricum. Trebuia să mergem până la capăt. Da, așa cum am spus, Angelo Cocean este doar primul, este doar unul dintre jucătorii care s-au transferat la alte formații. Unirea Deș a anunțat noul antrenor pe Dacian. Asta e pe de altă parte. Ca om de fotbal te întreb, Dragoș, nu te pun să comentezi ce poate face nouul antrenor sau așa mai departe. Ți se pare că, totuși, Unirea Deș ca echipă, dacă vorbim de clubul Unirea Deș, va avea un sezon mult mai dificil pentru că pierde un antrenor care a făcut performanță, pierde jucătorii care au fost părtași la aceste performanțe, pierde, practic, nucleul de bază, pierde nucleul din vestia. Eu vreau să zic doar că niciun sezon nu a fost ușor. Indiferent ce sunt convins. Indiferent cum am fost, că am fost primul sezon de Liga 3-a sau al doilea când am promovat, primul de Liga 2-a când nimeni nu ne dădea nicio șansă că putem rezista, pentru că noi în primul sezon de Liga 2-a am păstrat 80% din lot și am avut 20 de debutanți. Și chiar nimeni nu ne dădea nicio șansă că o să reușim să rămânem cumva. Sincer, puțin vă dădeau șanse și că o să promovați în Liga 2-a. A, da, ba, și, da, și da, dacă dăm timp în urmă, da. Da, a fost outsider și acolo. Da. Și apoi, bineînțeles, al doilea sezon de Liga 2-a, când noi în vară am făcut transferuri doar cei 5 juniori 6 care aveam nevoie, de care aveam nevoie ca soluții de under 21 și under 19, un singur jucător senior venit la sfârșitul perioadei de pregătire. Iarăși în al doilea sezon, dacă primul a fost cum a fost, al doilea cam toată lumea a zis că nu avem absolut nicio șansă. Eram creditați cu ultima șansă, adică sigur suntem acolo în cele patru care retrogradează direct. Nici baraj nu se mai putea problema, mai ales că eu la un moment dat refuzam foarte mulți jucători care își doreau să vină acolo, pentru că tot timpul mi-am dorit să vină niște jucători să ne dea un plus la echipă. Nu mi-am dorit nici măcar jucători de același nivel cu cei pe care aveam. Îmi doream doar jucători să ne aducă un plus. La fel cum mi-am dorit și meciuri amicale cu echipe care să ne facă să devenim o echipă, pe noi să devenim o echipă mai bună. De asta am avut tot timpul meciuri amicale cu CFR Cluj, atâtea meciuri cu Universitatea Cluj, cu Hermannstadt, echipele din cantonament culminate în iarnă cu Dinamo Kiev. Adică nu mai conta pentru mine decât să avem un adversar foarte puternic și ei să progreseze. La fel și jucătorii care să vină să ne aducă un plus. Deci niciun sezon nu a fost ușor. Simți că au progresat mult jucătorii. Foarte mult. Pe acolo. Gândește-te că eu așa cred. În primul rând, Angelo Cocean, care s-a dus la voluntari, a fost primul meu transfer acolo când m-am dus la Dej, avea 18 ani și după 3 ani jumate pe munca lui a ajuns la Liga 1, nu a fost susținut, nu avea nimic în spate când a venit la Dej. Parcă el ne-a dat și golul ăla de poveste. Da, 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 el a dat și la Târgu Jiu și a avut un sezon foarte bun, a crescut de la an la an, a ajuns la Liga 1 pe munca lui și sper să reușească. La fel Alex Pop, care s-a dus la Galați, tot la Liga 1 atacant, la fel, acum 2 ani când a venit, era refuzat, plecase de la Ucluj, avea 20 de ani. Nu avea foarte multe opțiuni, foarte, foarte multe opțiuni și Cum ai văzut jucătorii ăștia? Adică? Pe care i-ai adus la... De ce ai vrut să-i aduci la Dej? Îi cunoșteai? Aveai recomandări bune despre ei? Sincer... Să-mi dau seama cum se fac criteriile de selecție. Nu, pe Angelo când am ajuns la Dej era o situație cam cum e acum în această vară. Adică mai erau undeva la 10-12 jucători și eram nevoit să aducem jucători. Am avut o recomandare pentru el. I-am zis că vreau să-l... Nu aveam unde să-l fi văzut
până la 18 ani, că nu, jucase foarte puțin la, sau un pic la o echipă de Liga 3, dar nu având meciuri televizate, nu aveam un să văd. Și am zis că vreau să-l văd la un meci amical sau la un antrenament, măcar nu contest valoarea lui pe care lumea spunea că o are, că e un jucător talentat, dar aș vrea să-l văd măcar. Și a venit la un meci amical, mi-au camit, era pe terenul sintetic de la Iclod, nu semnase încă contractul, și aveam un prim meci amical, nu mai știu cu cine, o echipă de Liga 4, cred, era un meci amical în iarnă, pur și simplu. Și 5 minute, cred că a jucat, nici 10 minute n-a jucat și l-am chemat la margine. I-am zis, Angelo, du-te și schimbă-te și du-te repede, semnezi contractul. De ce s-a întâmplat? Du-te repede, pentru că mi-am dat seama în 10 minute că e suficient. Nu mai aveam ce să mai văd la el. Am văzut 10 minute ce aveam, ce-mi doream eu să văd de la poziția respectivă pe care îmi doream eu un jucător și am zis că gata, e suficient, du-te, schimbă. Și el m-a rugat, dar vreau să mai joc. Dar orice da să nu te accentezi, ai grijă să nu te accentezi, dar du-te repede și semnează. Așa a fost cu Angelo. Să poveste, da. Da, cu Alex Pop, de exemplu, știam pe Alex, îl știam de la Ucluj, îl urmărisem pentru că el mai avusese, când fusese ca jucător sub vârstă, jucase câteva meciuri la Ucluj, un sezon aproape întreg, dar după aia, ieșind din categoria de sub vârstă, n-a mai jucat. Și era într-un moment de cotitură pentru cariera lui, nemai jucând de ceva timp, un jucător foarte talentat, cu atâtea calități, nu știu, probabil a avut nevoie de... De încredere de o echipă la care se joace constant. De mine, de noi și eu de el, exact. La un moment dat, pentru că... Nu a fost foarte bine cum a terminat acum, nu a fost foarte bine de la început. A avut nevoie de un anumit timp și de anumite momente din cadrul unui sezon care să facă, încât să-i se facă un click acolo la el. Să înceapă să devină jucătorul de care eu îmi doream să-l văd și la antrenament și la meciuri. Și din acel moment a fost, nu știu, extraordinar pentru mine. Pentru că ne-a dat goluri foarte multe, a fost decisiv, băiat din vestiar de care aveam nevoie, a jucat drept dovadă, a jucat toate meciurile sezonul ăsta, 29, 30 de meciuri, 90 de minute aproape toate. Deci aici a arătat că și el în viața de zi cu zi e un băiat serios, n-a avut niciodată nicio accidentare, n-a avut absolut nimic, nicio întindere. De asta a putut să joace toate meciurile. Și el și Angelo, de fapt, că și Angelo la fel. O singură mică problemă a avut acum pe final de sezon, când l-a menajat să nu apară altceva, dar după aia a intrat din nou. Deci cred că și ei au înțeles că trebuie să fie altfel și în afara terenului. Și acum e șansa lor. Au ajuns acolo, trebuie să profite de ea. Da, trebuie să muncească da. Mai mult. Și tu și da? Lanțul au progresat. Gândește-te că acum când am terminat sezonul, din 22 de jucători, 10 sunt de acum 4 ani. Care au crescut? Care erau încă la echipă acum 4 ani când am venit. Chiar unii aveau un an cam, când am venit. Deci au cam 5 ani la echipă. Deci sunt 10 jucători de acum 4 ani de când am venit din 2019, din decembrie, sunt 10 jucători. Care au și jucat. Adică, de exemplu, în decembrie 2022, la ultima etapă în deplasare la Slobozia, am avut... În primul 11, 5 sau 6 jucători care erau din garda veche. Da, 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 de acum 3 ani, 4 ani. Și mă bucur, îți dai seama că și-au dat și seama, au realizat că au progresat. Pentru că ei veneau după, erau pe locul 11-12 în Liga 3, obiectivul era să facem cumva să nu retrogradăm în Liga 4 și aveau în spate în ultimii 2 ani înainte să vină, aveau o retrogradare la activ, cu o reprimire în Liga a treia datorită lipsei de echipe. De echipe, da. Clar că s-a schimbat. Și de la cel mai relevant e, am o poză acasă, primul meci la Dej, au fost, am o poză cu tribuna, erau, cred că numărați vreo 15 oameni. Ultimul meci la Dej cu Dinamo a fost, deja am dat cu Dinamo, a fost stadionul plin, a fost 3-4 mii plin, dar ultimul meci pe care noi l-am încheiat în acest ciclu a fost la Galați cu 13 mii sau câți au fost. Adică ai început cu 15 și ai terminat cu... Sau ai început cu 13 și ai terminat cu 13 mii. Spune multe despre progresul pe care l-a făcut echipa, despre munca pe care ai depus-o acolo împreună cu jucătorii și așa mai departe. Pe de altă parte, pe merit, Dragoș, ai avut... Parte de un lucru foarte important pentru antrenor, continuitatea. Ai stat 3 ani și jumătate la Dej, da? Ți-e teamă cumva, deși
aici rezultatele te recomandau, că în viitoarea ta aventură o să găsești, nu știu, oameni mai puțin răbdători sau lovindu-te, poate, na, Doamne ajută, de o ligă superioară, da? Și de superligă, să întâmpini și dificultățile astea, lipsa răbdării din partea conducătorilor și așa mai departe. Eu cred că aici trebuie să existe un mix între ceea ce își doresc ei, ceea ce îți dorești tu ca antrenor, să fie o discuție prealabil înainte de a semna un contract, ca să știe, să se știe de la bun început ce se dorește la echipa respectivă, dacă tu ești antrenorul pe care ei și-l doresc, măcar să vezi că sunt cât mai multe puncte comune. Nu cred că o să fie un loc perfect niciodată, nicăieri, dar apoi intervine și capacitatea ta de a te adapta la ce se vrea, la lot, la ce se poate oferi, pentru că toată lumea cred că și-ar dori să meargă undeva unde să ai absolut tot. Dar nu se poate. Și automat intervine capacitatea de a te adapta. Apoi, bineînțeles, că apar fel și fel de probleme. Tot timpul apar probleme în cadrul unei echipe. Sunt probleme inerente. Trebuie să vezi cum le rezolvi. Tu cu echipa, cu conducerea, trebuie să existe o anumită comunicare, să le poți rezolva. Aici mi se pare, de-aia te-am întrebat, că aici mi se pare cea mai dificilă misiune a antrenorului. Să convingă un patron că poate, prin continuitatea băncii tehnice, să ofere... Bine, peste toate astea... Performanță. Peste toate astea, la un moment dat trebuie să ai și rezultate. Că poate să intervină o grămadă de factori, dar dacă nu ies rezultate la un moment dat pe perioadă... Ai văzut ce se întâmplă. Dacă sunt 4-5 meciuri fără un rezultat pozitiv pentru un antrenor, riscul este destul de mare, în Superligă vorbesc, da? Da. Să fie demis. Și nu e corect. Pentru că intervin o serie de factori, cum spui tu, poate un arbitraj potrivnic, poate 3-4 jucători accidentați, poate, nu știu, un virus care macină vestiarul și așa mai departe. Cred că depinde foarte mult și de cum se exprimă echipa și în ce direcție merge echipa. Pentru că dacă cei care sunt în club văd că direcția e una corectă, sunt conștienți, mai ales dacă sunt ceva oameni de fotbal, sunt conștienți că sunt niște pași în alcătuirea unei echipe la un moment dat. Sunt pași peste și etape pe care tu trebuie să treci. Și automat, dacă ei văd că și simt că echipa e în direcția corectă, cred că o să ai la un moment dat credit. Pentru că dacă echipa e în direcția corectă, trebuie să apară și ceva rezultate. Că dacă nu sunt deloc pe o perioadă de, nu știu, 3 luni, 4 luni, rezultate absolut deloc, înseamnă că ceva nu e în regulă. Trebuie să iasă ceva la un moment dat. Eu așa cred. Și atunci și răbdarea lor are la un moment dat o limită. Dar că nu poți să ai tot timpul jucători accidentați, tot timpul oricum, tot felul da. De factori. Corect, sunt de acord cu ce spui, dar ai văzut că este mai ușor să schimbe antrenorul. Eu țin cu Universitatea Craiova, mă uit ce se întâmplă în Superliga. Câți antrenori au schimbat? Unii jucau fotbal, într-adevăr. Unii poate n-au mai vrut să rămână, deși erau doriți. Dar totuși, problema e și la jucători. Câteodată. Da, câteodată. Dacă nu, îți pot îndeplini obiectivul de performanță fixat, da. Bineînțeles, dacă nu ți-l îndeplinesc un an, al doilea an, al treilea an, înseamnă că și acolo este problema. Depinde foarte mult și în ce perioada sezonului te duci, dacă te duci la început de sezon și tu foarte îți important. Faci echipa, foarte la important. Un moment dat trebuie toată lumea să înțeleagă că au un anumit timp de adaptare. Dacă te duci la o echipă deja formată, nu știi dacă jucătorii respectivi se pliază pe ceea ce îți dorești tu. Acum depinde și de înțelegerea pe care tu o ai cu clubul. De asta zic că e foarte important ce discuții ai înainte să mergi acolo. Ce se poate aduce la clubul respectiv, ce trebuie să rămână, câți jucători putem aduce, ce obiectiv avem dacă aducem atâția jucători, ca să se știe de la început. Că te poți duce să semnezi cu ochii închiși și să ți se spună după o lună, păi noi vrem să câștigăm campionatul. Păi da, dar nu avem jucători. Trebuie să câștigăm campionatul. Și automat, dacă ai discuția asta de la început, știi că nu sunt jucătorii suficienți pe care tu ți-i dorești și ți se spune că vrei să câștigi campionatul, tu probabil spui, păi eu nu pot asta, să vină altcineva care poate, eu nu am cum. Și automat, probabil o să vină altcineva care zice că își asumă, nu știu dacă o să reușească și poate în câteva luni pleacă. Dar, na, prefer să am o discuție la început cu oamenii înainte. Sunt convins că ești acum în discuții cu mai multe formații, e firesc. Ai fost declarat antrenorul anului în Liga Secundă. Vreau să te întreb în primul rând ce înseamnă această titulatură pentru tine.
Păi îți dai seama că raportat la Liga a doua e cel mai important trofeu pe care poate să-l ia cineva individual, la raport de bancă tehnică. Și aici e cumva în cununarea a muncii noastre, a tuturor colegilor mei care m-au ajutat din staff, a jucătorilor și a clubului. Și automat, eu tot timpul le-am spus la jucători, dacă noi o să arătăm bine ca o echipă, o să luăm și trofee sau premii individuale. Nu vreau să fim individual buni, pentru că echipă nu o să fim după aia. Dar prefer să, dacă echipa o să fie bine, o să avem și cel mai bun jucător, și cel mai bun atacant, și jucător în echipa etapei, și cel mai bun antrenor, și cel mai bun conducător, și toate cele. Și asta cumva e o încununare a tot ce am făcut noi. Da, și a muncii colective, într-adevăr. Da, corect. Pe de altă parte, Dragoș, s-a speculat, adică au fost niște discuții în, nu mai știu, în iarna anului aceasta, spuneau oamenii de la FC Botoșan că te doresc, sau cineva a avansat în presă această idee, lucru confirmat până la urmă. Vreau să te întreb în felul următor. Te gândești să faci pasul la o echipă de Superliga? Știu că ofertele pot fi variate, acum nu putem, nu pot să-ți aleg eu unde să te duci tu. Te întreb ipotetic. Da. Te gândești poate la o echipă de ligă secundă cu un buget mai ok, cu condiții mai ok, care să atace promovarea? Sau, din contră, dacă ar fi un proiect pe termen lung care să te atragă, te întreb. Ai luat, uite, de exemplu, cum a fost la Corvinul Hunedoara, și o echipă de Liga 3 cu care să te duci mai departe până spre prima ligă, cum își doresc ei, dar care o să necesite timp? Cam cum îți faci tu strategia în aceste momente? Eu îmi doresc, tot timpul mi-am dorit și încă îmi doresc, un loc în care să pot evolua. Eu, în primul rând, să evoluez. Pentru că consider că mereu mai e loc de făcut ceva, de îmbunătățit la tine, ca persoană. Și locul ăla îl caut până la urmă. Acum, exact cum ți-am zis mai devreme, sunt sigur că locul perfect nu o să-l găsesc. Nu există nicăieri, probabil numai la... Cred că nici la echipele foarte mari din lumea asta nu există locul perfect, pentru că apare altceva tot timpul. Am văzut Bayern München cum a schimbat antrenorul în mijlocul sezonului. Da, deci tot timpul cred că o să apară ceva. Locul perfect nu există. Dar mi-aș dori un loc care să am cât mai multe lucruri comune ce-mi doresc eu cu ce-și dorește clubul. Asta e singurul pe care mi l-aș dori. Să pot și performa, că nu aș vrea doar să mă duc să mă aflu în treabă, adică să mai semnez un contract și să mai bifez o echipă. Nu prea sunt de acest principiu. Până acum ai demonstrat că nu ești genul de antrenor. Da, nu-mi doresc asta. Acum te poți duce undeva și să apară fel și fel de neînțelegeri la un moment dat la care nu mai poți continua. Vrei, nu vrei, nu poți continua. Dar nu-mi doresc lucrul ăsta. Îmi doresc un loc în care să pot evolua, să pot să-i fac pe jucătorii respectivi să evolueze, pentru că eu consider că dacă am reușit să... Aici revenim la prima întrebare cu dacă unde mi-aș dori să merg, dacă aș vrea să merg în Superliga. Și dacă te simți pregătit, bineînțeles. Eu cred că mă simt pregătit și spun și de ce. Am fost foarte aproape cu echipa asta să ajungem acolo. Corect. Cu echipa asta făcută cumva de nicăieri. Jucătorii au performat și au evoluat de la a fi niște jucători de Liga 3 până la a fi aproape jucători de Liga 1. De fapt, unii deja sunt jucători de Liga 1. Și cred că dacă am reușit să fac niște jucători, bineînțeles, cu ajutorul tuturor de pe lângă mine, ce vorbesc staff și tot ce s-a fost, am reușit să îmbunătățim niște jucători să ajungă aproape Liga 1, nu cred că n-aș fi și am reușit să facem o identitate a echipei cu jucători veniți cum i-am luat. Nu cred că n-aș putea reuși și cu o echipă de Liga 1 același lucru, pentru că fiecare jucător, eu cred că mai are ceva de dat. Un jucător de Liga 1 poate să devină un jucător poate de play-off la un moment dat, sau să joace și el, să-și dorească să joace într-o cupă europeană. Bineînțeles, de aia respect ce ai spus, că suntem într-o continuă evoluție și învățare, e mentalitatea corectă. Pe de altă parte, te întreb, tot referindu-ne la o mentalitate, te temi oarecum că, în ciuda rezultatelor, al CV-ului pe care, da, ți l-ai făcut până acum cu muncă, tinerețea ta poate să fie un dezavantaj într-un vestiar, cum știu, cu lume mai grele, să spunem așa? Nu, niciodată. Pentru că eu dacă merg acolo, am mai avut discuția asta, au mai fost întrebări și am zis, eu dacă merg... Sunt firești, da, normal, le accept. Pentru că nu. Dar eu dacă merg într-un vestiar, orice vârstă ar avea un jucător, eu nu mă duc acolo să-l încurc. Eu vreau să-l ajut. Și automat, dacă jucătorul respectiv, mai ales dacă e mai matur și înțelege și vede că eu sunt venit cu intenții bune, sunt venit să-l ajut pe el, nu știu dacă mai pot să-l învăț eu pe el fotbal la 35 de ani, 37, că
n-am ce, poate a jucat la un nivel foarte bun și nu mă duc să-l învăț. Exact, la asta dar mă vreau referam. Să-i creez un climat ca el să poată da ce are el mai bun și mai mult. Și automat nu cred că un jucător matur n-ar înțelege că eu sunt acolo ca să-l ajut, nu ca să-l încurc. Deci pe principiul ăsta merg, am lucrat și la mine, Dorian, portarul, are 30 de ani, și au mai fost și când eram antrenor secund aici la Târgu Jiu, erau jucători peste 30 de ani și n-am avut niciodată nicio problemă, pentru că sunt genul de om care vorbesc, comunic, spun, nu mă duc la un jucător ca să, nu știu, să vorbesc despre celălalt și la unul ca să vorbesc de celălalt, tot așa, să mă duc efectiv să fac, eu sunt acolo ca să ajut, să-i ajut pe ei și ei trebuie să înțeleagă lucrul ăsta. Și cred că am suficiente argumente de a-i face să înțeleagă. Nu e nicio problemă, punctul de vedere. Poate e o problemă, o văd conducătorii care nu mă cunosc. Dar dacă ajung să mă cunoască, o să vadă că nu are cum să fie nicio problemă. E ceva probabil la noi în România încă asta. Afară nu e problema asta. Dacă ne uităm în țările nordice... Păi tu ești exemplu, tu ești exemplu că un antrenor tânăr poate primi încă o dată. Pe baza ceea ce face, da? Da. Pe banca tehnică poate primi credit și în campionatul românesc și, bineînțeles, da, că fiind și gorjean și nu numai, îți urăm multă baftă în acest sens. Acum te întreb, Dragoș, cam când ar fi perioada potrivită să preiei o echipă, pentru că sunt convins că vrei să faci tu totul, să organizezi, deși un antrenor minuțios, să organizezi până în cel mai mic detaliu pregătirea și așa mai departe. Pe de altă parte, sunt convins că nu te grăbești să te arunci la prima ofertă. Cam... cât îți dorești tu, cât îți propui să te mai gândești până să accepti o ofertă? Păi, în primul rând, mi-aș dori ca discuția să fie pe care o să, sau discuția pe care o să le mai am, să-mi dau seama că oamenii respectivi chiar vor să lucrăm împreună. Nu știu, că o să fie peste o săptămână, peste două, peste o lună sau peste două luni, aș vrea să fie momentul potrivit. Eu îmi doresc. Nu sunt genul care să zic cu echipa respectivă nu vorbesc, cu ea nu vorbesc, cu ea nu vorbesc. Nu, sunt deschis la orice discuție pentru că nu știi unde poate apărea un mediu cu cât mai multe puncte comune, exact cum ți-ai zis mai devreme. Pe partea cealaltă, la Liga 1, în momentul ăsta, am nevoie de licența pro, pe care încă nu o am, dar sper că în perioada imediat următoare, dacă o să fie acum, peste două săptămâni, sau până undeva în toamnă, să pot să fiu deja cursant la licența pro și atunci, din câte știu eu, se pot primi anumite derogări de a putea antrena chiar ca și cum ai avea licența pro. Deci, asta ar fi un alt pas pe care mi-l doresc să-l fac. Și ăsta cred că e mai important decât, sau cel puțin la fel de important cu găsirea unei echipe pentru mine. Să obții licența pro. Da, pentru că probabil dacă aveam licența pro, acum nu mai eram la tine în emisiune, eram în cantonament. Mai mult ca sigur. Deci au fost discuții, dar într-un fel e normal cu această licență pro. Te întreb, pentru... în Liga 1 nu sunt și antrenori fără licență pro? Păi, ba da, dar nu știu, poate nici pentru există, mine ar fi nu bine. Vreau să nici pentru vorbim mine. Vorbim foarte mult despre aspectele astea, dar există în momentul, adică s-ar putea face un artificiu tehnic, să spun. Da, dar nu cred că ar fi bine nici pentru mine, ca imagine, pentru că îmi doresc să am o altfel de imagine. Da, îmi place cum gândești, dar asta înseamnă automat că îți dorești să mai rămâi un an în Liga 2, cel puțin. Dacă o să fiu cursant la licența pro în următoarele două săptămâni, nu e obligatoriu să nu mai e obligatoriu, rămân în Liga 2. Am înțeles. Deci nu se știe am înțeles, cum o să nu se știe. Sau în perioada următoare, că nu se mai găsește. Deci toate posibilitățile sunt deschise în acest moment. Da, bineînțeles. Ai avut, Dragoș, așa cum s-a scris în presă vreo ofertă de la Viitorul Târgu Jiu în perioada asta? Au fost doar anumite discuții amicale, dar nu, să fie o anumită ofertă, nu. Discuțiile amicale pot să fie oricând, mai ales că eu sunt de aici din oraș și mă pot întâlni oriunde, oricând, întâmplător sau mai ales întâmplător, mă pot întâlni cu oricine. Și automat să fie, nu știu, o întrebare sau o discuție, dar nu. Și nu, nu. Atât. Ce ai spune să nu antrenezi în orașul natal acum sau peste câțiva ani, nu știu, dacă, mă rog, am mai discutat lucrurile acestea, depinde și de proiectul de la Târgu Jiu și așa mai departe, tu ai spus cam ce vrei de la o echipă de fotbal, nu trebuie să mai intri în discuții, dar ideea în sine, cum ți s-ar părea? Cred, sincer, nu prea m-am
nu prea m-am gândit atât de departe, pentru că știu că în momentul ăsta e foarte departe, nu știu, climatul ăla pe care mi l-aș dori eu cât de cât și nu... Un climat nu normal. Da, nu știu. Un climat de performanță, da. Nu știu, chiar nu știu. Nu m-am gândit atât de departe. N-ar fi vorbim strict de viitor pentru că e singurul club acum, da. Gorjean din Liga 2. Viitor Hunga este în căutări din punct de vedere al stabilității la nivel de conducere, dacă vrei, la nivel de obiective de performanță, la nivel de ceea ce poate realiza echipa și este în conformație pentru că vorbeam cu tine înaintea emisiunii, sunt foarte multe echipe de Liga Secundă care pierd jucători. Este o formație care a pierdut 11 jucători în această bară, fie că a vrut să se debaraseze de unii fotbaliști, fie că nu s-a înțeles cu alții să semneze contractele. Nu ți se pare, Dragoș, cumva ciudat că nu există o constanță la nivelul menținerii unui nucleu în Liga a doua? Da, da, nu e numai aici problema. Din ce văd eu, că sunt destul de la curent cu ce se întâmplă, sunt foarte multe echipe care au pierdut sau au ai căror jucători au terminat contractele acum în, la 1 iunie sau o să termine la 30 iunie. Sunt multe cazuri. Nu știu. Aici probabil e problema fiecărui club. Eu am mers pe altceva, de exemplu, la deja am gândit tot timpul într-o anumită perspectivă. De asta am ajuns ca după 4 ani aproape să am încă 10 jucători de când am ajuns. Și ceilalți până la 16-17 de bază au fost veniți de 2 ani sau de 2 ani jumate. Tot timpul am încercat să aduc ceva, nu numai pentru sezonul respectiv, pentru minim 2 sezoane. Pentru că eu am crezut în ei când îi aduc. Poate de asta am și refuzat la un moment dat destul de mulți jucători care erau propuși, pentru că am vrut să îi selectez, bineînțeles, ținând cont de mai multe criterii financiare, în primul rând, la Dej, am vrut să îi selectez pe cei care, la un moment dat, poate să aducă un plus echipei, nu numai acum, poate să crească sezonul ăsta, sezonul următor și, eventual, să ajungă să fie vânduți, până la urmă. Cum a fost cazul lui Angelo sau Alex Pop și probabil care o să mai urmeze. Nu știu, fiecare echipă își face strategia cum consideră, dar nu cred că e o strategie bună ca la fiecare final de sezon să plece mai mult de jumătate de echipă, pentru că nici nu te apuci bine să construiești, că trebuie să și plece. Dacă nu ai rezultatele dorite, pleacă jumătate de echipă, e clar că păi nu știu când o să ai vreodată rezultate, doar din greșeală. O să existe chiar o greșeală că nimerești, nu știu. Un jucătorii, de fapt, nu știu cum poți să-i nimerești, că probabil clubul respectiv, dacă pleacă 18 jucători, nu știe ce-și dorește. Nu știe cum vrea să arate echipa în perioada următoare. Mai ales în Liga 2, în care din 20 de echipe, la începutul sezonului, 14 doresc promovarea. Sau anunță că vor să promoveze, dar sunt conștienți... Și nu se știe cine mai termină campionat. Da, dar sunt conștienți că din 14 doar 6 intră în play-off. Din 6 care intră în play-off, doar 2 promovează. Și plus că mai sunt unele cu probleme. Am văzut cazul Stele este celebru pentru că este vorba de un brand, Steaua București, dar au mai fost și alte echipe care nu aveau drept de... Da, și am înțeles că anul ăsta se mai adaugă încă 2. Adică am înțeles ceva de Reșița și nu știu, n-aș vrea să greșesc și cu Alexandria. Care n-ar avea drept de... Care n-ar avea... Așa am înțeles. Acum poate își reglează probleme sau poate între chiar timp nu... și Steaua încearcă să-și regleze... Da. Ca la începutul fiecărui sezon problemele se promite, promovarea și așa mai departe. Bun, nu mai avem multe minute din emisiune. Ar fi confortabil pentru tine să găsești elevi de tăi la o formație de Liga 1 dacă ajungi acolo? Se găsesc în echipă? Sau se găsești în echipă deja, da. Îți dai seama că da. În primul rând, ar fi o bucurie că mă reîntâlnesc cu ei. Ca și elevi de-ai mei, până la urmă, ei au fost la un moment dat ca și frații mei mai mici. Așa m-am comportat tot timpul cu ei, având o limită și mă bucur foarte mult că îi văd că ajung la Liga 1, cât mai mulți din ei sper, și să-și aduc aminte cu plăcere că am contribuit și eu cu ceva la evoluția lor ca sportiv și ca oameni. Da, revenind la Superliga, de fapt și la... Știu că ești un antrenor căruia îi place foarte mult să joace amicale cu echipe tare, așa cum ai spus, ai jucat destule amicale cu CFR Cluj, cu echipa lui Dan Petrescu și voiam să facem un fel de paralel așa între tine și Dan Petrescu, dacă vrei, și să te întreb cât am de... Da, ați plecat amândoi nu până la urmă. Dacă cumva ai văzut, tot respectul pentru Dan Petrescu, să nu creadă lumea că am ceva cu... L-am idolatrizat ca jucător, ca antrenor
face anumite gesturi ciudate, nu o să-i contez niciodată performanțele, pentru că aș fi absurd. Cine sunt eu să contez o multiplă campioană a României, da? Dar vreau să te întreb. Au existat și în viața ta de antrenor niște momente tensionate așa, să-ți pierzi puțin cumpătul? Că eu n-am înțeles și-a vrut Dan Petrescu să facă la meciul cu Faru. Un Gheorghe Hagi, care este monument de fotbal, l-a înțeles imediat, a spus că ăsta nu-i, are o ieșire, Dan, eu îl știu, e un băiat foarte bun și așa mai departe. Și la ce mă refer? Au existat și momente din acestea până acum? Sunt momente, dar acum cred că doar cine nu e implicat acolo nu își dă seama că pot să apară astfel de momente pe care poate din exterior ți se par ciudate. De unde atâta, atâta presiune? De trebuie, unde... Da, trebuie să și mențin o anumită etichetă. Adică omul ce le zicea acolo? Eu ce am auzit de la presă, da? Eu cred că am văzut... Că și-au apărat corect șansele, că au jucat cu îndârjire. Da, nu știu, n-aș vrea să... Da, bineînțeles, nu, spun eu din anumite perspectiva anumite gesturi, mea. Eu cred că pot să apară, dacă te uiți la... și în fotbalul de afară, la un moment dat apar niște gesturi total necontrolate, gen cum a avut și acum Mourinho după finala Europa League. Da, corect, cu Sevilla, și poate da. Nu te așteptai niciodată. Nu știi ce e în sufletul omului în momentele aia, prin ce trece, nu știi poate cât a muncit. Și eu m-am supărat foarte tare, de exemplu. Am avut un moment foarte, în care am fost foarte dezamăgit. Efectiv, în momentul ăla aveam puțin și plângeam de ciudă. La meciul cu Baia Mare din decembrie, în care noi, dacă câștigam ultimul meci din sezon, din decembrie anul 2022, terminam pe locul 4, cred, și eram cu ambele picioare aproape în play-off și am jucat cu un om în plus din minutul 8. Era 1-1, am avut 28 de ocazii de gol, n-am reușit să dăm gol și la ultima fază am scăpat singur cu portarul, mingea, jucătorul meu atacant a ajutat la poartă, l-a depășit pe portar, dar terenul era atât de prost, da, pentru că nu se făcuse ceva ce eu îmi dorisem să se facă acolo în poartă, încât mingea s-a oprit în nămol pe nea porții și în baltă. Deci la ultima fază eu puteam câștiga meciul și câștiga toată lumea, dar pentru că nu aveam o vacanță mai liniștită. Și aveam o vacanță cu tot ce mai aștept, nu că n-ar fi fost, dar intervine o chestie pe care tu și spusese dinainte, să facem ceva acolo în poartă, pentru că nu se poate nămol, e baltă, trebuie cumva să rezolvăm problema asta și la ultima fază tu poți să câștigi meciul după ce ai avut 28 de ocazii de gol și la ultima fază mingea se oprește pe linia porții, vine un fundat să respingă, atacantul nostru altul vine, împinge mingea în poartă, dar a dat faul, nu știu, la portar, pardon, a vrut portarul, l-am dat să se întoarcă să pună mâna pe minge și a dat faul la portar. Și automat devii, adică am fost foarte, foarte dezamăgit, foarte dezamăgit, pentru că știam când muncisem până acolo, știam când ne doream cu toții să terminăm pentru suporteri, pentru noi, că au venit, au fost o vreme foarte neprielnică pentru fotbal, pentru băieți, pentru toată lumea, pentru club, pentru noi, să încununăm un an 2022 incredibil, să-l terminăm pe locul 4 și cu 99% șanse de play-off, deja să ne facem alte calcule și mingea s-a oprit pe linia porții. Și automat, poate din exterior, lumea, dar de ce era așa nervos? Da. Voi nu știți cât am muncit noi și cât ne-am dorit noi pentru... Până la urmă s-au primit mingea pe neaporți, ok, 1-1 e un punct, da, dar nu e așa. Nu e așa. Numai cine a fost implicat acolo și-a dat seama de fapt de ce ai trăit tu pe interior, până la urmă. Și de asta zic că unele ieșiri la un moment dat se întâmplă și la case mai mari și la echipe mai mari. Acum depinde ce fel de ieșire e, nu sunt eu în măsură să judec pe fiecare, dar na, fiecare după aia e responsabil de ce face. Că ești, faci un gest aiurea, primești cartonaș roșu sau mai știu ce se întâmplă, sau primești o suspendare, ești responsabil de ce ai făcut. Și automat nu trebuie să te judece nimeni altcineva decât cei care au puterea de a judeca. Vorbeam ca o ultimă chestiune și trebuie să închem, Dragoș, vorbeam de vârsta ta foarte fragedă pentru un antrenor. Ai ajuns la 33 de ani. 33 de ani. Anul ăsta a făcut, da. Mulți înainte, Doamne ajută! Mulțumesc! Cum te vezi tu în viitor? Sunt sigur că fiind o persoană care își dorește să evolueze din toate punctele de vedere, să aibă mereu ceva de învățat și așa mai departe, te vezi foarte departe. Te-ai gândit unde va fi Dragoș Militaru peste 10 ani, să spun? Nu m-am gândit unde o să fiu peste 10 ani. Știu că îmi doresc să evoluez. Asta e principalul criteriu după care mă ghidez. Nu vreau să-mi pierd plăcerea de a merge la antrenament.
Nu vreau să-mi pierd entuziasmul de când mă trezesc dimineața și vreau să fac ceva pentru... Că acolo îmi place, la stadion, cu băieții, cu echipa și să văd că tot ce facem noi zi de zi la antrenament, la un moment dat are un rezultat. Aia cred că e, nu știu, fericirea și mândria cea mai mare. Când vezi că tot ce ai gândit tu, tot ce ai planificat împreună cu oamenii de lângă tine, împreună se cu băieții, se materializează fie la sfârșit de săptămână, da, fie la sfârșit. Și aia e momentul ăla, adică e un moment scurt, cum a fost și momentul calificării în play-off. A fost un moment scurt, de câteva ore, dar munca a fost de câțiva ani ca să ajungem acolo. Și asta mi-aș dori, să pot evolua, să am mediul unde să pot evolua și, bineînțeles, să nu știu, să pot să ajut cât mai mulți jucători, să-i ajut să devină niște jucători mai buni. Asta îmi doresc foarte mult, că pentru aia sunt pus acolo, ca antrenor. Eu așa văd meseria de antrenor, ca meseria de profesor până la urmă. Să faci tot ce ție de tine ca oamenii ăia să devină niște jucători și niște oameni mai buni. Altfel, dacă, nu știu, dacă gândești altfel, nu cred că e meseria potrivită. Eu așa o văd și mă bucur foarte mult când văd jucători care au, pe care am putut să-i ajut să ajungă mai departe și sunt sigur că la un moment dat trebuie să ajungem și noi acolo. I-am așteptat pe ei tot timpul să urce la Liga 3, la Liga 2, am urcat și noi, i-am așteptat de la Liga 2 la Liga 1, o să urcăm și noi probabil și tot așa mai departe. Să fim, în primul rând, să fim și sănătoși, să nu ne pierdem entuziasmul ăsta. Eu, colegii mei cu care lucrez, pentru că toți suntem la fel de tineri cu stafful pe care l-am avut, mai puțin o persoană din staff care era de acolo din Dej, dar care, sincer, și nu știu dacă am zis de foarte multe ori, pe mine m-a ajutat foarte mult și pe noi. A fost exact omul de care aveam nevoie, Șuvi, antrenor secund de Eusebiu Șuvagău. Pentru noi a fost exact ce aveam noi nevoie și cred că și noi pentru el. Un factor catalizator, poate. Da, acolo noi trei tineri, eu, Mundir și cu antrenorul cu portarii Dodo, toți trei la 32-33 de ani și Șuvi la 55 de ani, exact omul de care aveam nevoie, dar el pe interior are, cred că are la un dat mai puțin ani decât noi. De pe interior e viu, e veșnic tânăr. Și... știi că spunea Clint Eastwood la un moment dat, care continuă să facă filme, are aproape 100 de ani și cineva îl întreabă, care e secretul? Nu las omul bătrân să intre aici. Da, și... păi cam așa, nu a intrat pe interior. Se vede, da, clar. Dragoș, îți mulțumim foarte, foarte mult pentru prezența ta la Sportul Gojean. Multă baftă în carieră, îți dorim și să faci cea mai inspirată alegere, să fii cel mai bun loc pentru tine. Sunt sigur că o să dăm în curând știrea. Dragoș Militaru a semnat cu noul său club. Punem punct aici emisiunii din această seară, punem punct aici Sportului Gorjan. Ne revedem în fiecare marți, până atunci aveți o săptămână reușită.